Salutare tuturor. Este prima zi după meci. Mă aflu pe autostrada Soarelui, după cum vedeți soarele e cu noi, e autostrada lui. Ne întoarcem către casă. Am terminat, ne-am încheiat misiunea asta. Citeam un comentariu înainte că zicea cineva că a așteptat 6 luni pentru 4 minute când au durat meciul. Da, frate, dar și noi ne-am antrenat 6 luni pentru astea, 4 minute, așa, oricum erau maxim 9 minute să putea, maxim 9 minute să putea încheia meciul. Dar s-a încheiat mai repede, exact cum așa așteptam. Lăsați-mi un comentariu dacă v-a plăcut meciul, dacă ați vrut să fie mai lung, dacă ați vrut să fie mai scurt. Am un mesaj să-ți transmit lui Ovidiu, adversarul meu, pentru că noi ne-am ciondănit pe bune, adică cred că asta între noi a fost pe bune, n-a fost nimic. Nici bătaia de dinaintea meciului n-a fost, bine, bătaia, tentativa de bătaie, că s-au urcat și de scaună stânga-dreapta, dar nu a fost o bătaie înainte, deci a fost așa o mică altercație. Și aia a fost pe bune, nu s-a făcut nimic regizat, dar în urma tuturor certurilor și conflicturilor și conflictelor pe care le-am avut cu Reveu, i-am zis și după meci, că a zis, m-am dus la el, deci mi-a ridicat arbitru mâna, am zis la el și l-am felicitat pentru că a avut curajul să intre în cușcă, pentru că nu oricine intră acolo de pe margine, foarte ușor să zici, bă, că trebuia așa, că eu dacă intru fac așa, că eu provoc bă, dacă eu fac aia, dar ori, nu orice, dar mulți când se văd în fața faptului, că dau înapoi. E bine și el a mi-a câștigat respectul că a urcat acolo în cușcă, eu o să las departe toate certurile din trecut și că am mai zis el de soră, mi-a pici pe acolo, pe una alta, o să dau uitării tot, pentru că așa îmi place mai filmul care să ierte și să uite că așa e cel mai bine. Și mi-a plăcut atitudinea lui de după meci, că a intrat pe live și nu și-a căutat scuze. Eu mă așteptam să caute scuze, bă, că am fost mai slab în kilograme, bă, că am nu știu ce. Dar nu și-a căutat omul scuze. Pentru asta are de două respectul meu. A zis, da, uite, a fost mai bun, a fost mai tare, bravo. Și pentru asta merită și el, merită respectul. O să mai filmez pe ceva până acolo spre casă, o să filmez reacția mai lungită când ajung acasă și vă țin la curent. Dacă aveți vreo întrebare referitoare la meci sau referitoare la viitorul meu în domeniul ăsta, vă rog să mă lăsați în comentarii, eu iar eu o să vă răspund. Eu românesc, de la sănătate am trecut la lux, n-aș accepta în viața asta vreun refuz. Ai gust de Cuba Libre, baby, ingredientul principal sunt eu, maybe. Doar, mai ceva ca un cot în por coroana. Am atitudine de sânge albastru mov. Sunt descendent al dinastiei Romanov. De la sănătate am trecut la lux. N-aș accepta în viața asta vreun refuz. Ai gust de Cuba Libre, baby. Ingredientul principal sunt eu.
zici ceva la fel, auzi, Paul. Este mult mai motivat decât tine. Mereu la ui. Păi, ești la Xerox. Bă, e bădeal. Ochi cu roșu. Ești de pași. Ești la Xerox, auzi. Ești la bate pe ăla, călugărul ăla. S-am obțit cu roșii, de pași, tomu, să ciocnesc. Să ciocnesc în spate. Bustul. Cu care îl salutam plus. De cât cu Nelson. Trebuie să vă ducă ceva. Și-o găsi Nelson, ce se așteptă, păi mă. Ăla de 60 de ani, fără. Cât de pregătit că ești cu aici? Să fie rușine. Hai, trebuie să vă spun doar mâine. Acum să vă spun. Sinceramente, înainte să-i urăm succes. Ferarul adevărat și Ferarul de băuiș. Haideți să facem un face-off aici în fața noastră. Nu avem cântări, dar e o tradiție să facem măcar o poză și să fim prima luptă din mâine seară de sub, din Ladies and gentlemen, așa e să fim pe Maria Hindu împreună cu Ana Maria Pal. Eu nu mă bag cu Ferraru. Eu le aduc fier beton. Păi ce pot? Dar poți să te bag cu Ferraru? Ei, nu vreau, mă, că nu ia. Nici ala mea, zonă nebunit. Sunt fragil, unde să mă luăm vechi? Hai! Dă-i la prosop! Poate scapă vreo în gură, dă-s-o înainte de meci. Ia, una bucată. Ăsta, ăsta, ăsta. E... și ăsta e, dar și ăsta e. Și eu sunt ăsta care îl bate, pe guriți. Ia uite, ăștia se bat. Băi, nu vă bate pe aici, au. Hai, ai zis bine, nu, că ai zis bine. Bă, cu ce? Ma, bă, urechi afară și la înăuntru. Asta e bună și eu. Domnișoara, ce ți s-a întâmplat de ce ești puțin avariat? Nu postăm, nu postăm. Pe cuvânt, pe cuvânt dacă postăm. Ia uitați cum, cum se duce regele la filmări. Așa se duce regele la filmări. Hai până la unul, hai până la unul. Așa. Ia uite la ei. A ajuns regele. Și eu fac control, ia. Ia uite. Păi eu am pus-o ce să doarmă, mă, nu iasă. A început mici băieți. Bine, dar aici prin presiune. Ia uitați ce dracu a intrat în Iancu după ce s-a întâlnit cu Nezel. S-a întâlnit în lobby, a venit și s-a apucat direct de flotări. Ho, bă, drace, ce ai pățit? Uile. Robi! A venit o provocare de la Robi și anume, mă duc până în partea cealaltă pe sub apă și înapoi să vin în mod normal, că pe deasupra, dar repede. Să vedem în câte secunde pot să fac treaba. Robi, dăm tu start. Bun. 3, 2, 1, start. Dar e numai pe sub apă, nu noată. E cu capul deasupra. Și ia să vedem răspunsul câștigătorului din ediția precedentă, care a câștigat cu un knockout impresionant, ladies and gentlemen, în aplauzele voastre pentru deținătorul championship-ului. Peste mine, dacă vrei să vă bateți. Yeah.
Cu cine vorbești? Mergem de rând, mă, închide-te la mine.